Bună! Ce credeți că facem din nou? Exact! Vă prezentăm încă un apartament din seria celor executate la cheie. Am avut 100 de metri pătrați, cu o planimetrie nestandard, cu un geam panoramic superb care se întinde dintr-un capăt în celălalt al apartamentului și care este în formă de curbă. Și toată chestia asta trebuie să o transformăm într-un loc comod și funcțional. Designerii noștri au făcut acest lucru și cum l-au realizat, aflați în cele ce urmează. Suprafața de dormitor era destul de mare și ne-a permis să creăm aici, în această zonă, o dressing. Am creat peretea acesta și am făcut finisaj cu tencuială decorativă cu niște dungi de relief și dressing destul de incipient, destul de mare. Fiecare raft, fiecare zonă are iluminare să fie mai comod de folosit, de căutat haine dinăuntru. În zona de baie, care e acces direct de la dormitor, noi am folosit niște baterie din inox satin, de forma foarte modernă, foarte slim, se numesc această colecție 5 mm, din cauza că apa trece în 5 mm înăuntru. Pereții sunt finisați cu tencuiala decorativă, imitația din beton, la fel ca mobilier. Pentru zona aceasta noi am optat pentru o oglindă de formă semi-rotundă și cu iluminare în spate pentru o să bilanțăm zona aceasta prea patrată cu o zonă semi-rotundă. Teracotă de format mare cu un design foarte, foarte pronunțat, foarte interesant, o colecție nouă de la firma Florim. Avem anche o zonă de baie pe care am folosit la fel teracotă de la firma din Italia Florim și la fel baterie din inox satin și în zona aceasta noi am creat și o zonă de spalatoria și pentru mașina de spalat și mașina de uscat. E închis cu un sistem glisant, de ușa glisantă din sticlă, sticlă mată. În acest dormitor s-a lucrat la interferența textilelor și pastelarea acestora, iar cu oglinda venim cu un accent circular de formă, care cumva ne denotă volumetrie în spațiu. Și cum această formă se repetă în corpurile de iluminat, care ne accentuează circumferința în acest stil și în acest concept. Covorul, el are o tangență cu un echilibru cu gresia din baie și la fel are o textură accentuată care se echilibrează la fel și cu jaluzelele. În geometria proiectului s-a propus linii verticale care denotă eleganță și la fel curbe care sunt stilizare al lunii și această formă circulară se regăsește în diferite elemente și spații. Ca exemplu, aici avem o lună abstractizată și iluminată perimetral, care volumetric limărește spațiul, și iar oglinda, la fel, datorită ei, utilizăm iluzia optică pe ansamblu și folosim o compoziție și un echilibru bun al încăperii. La etapa de compartimentare s-a lucrat cu un open space și s-a făcut legătură între bucătărie, dining și living room. Respectiv, s-a propus pe centru compozițional această masă, Caligaris, care de brand, care cumva denotă un centru compozițional și este bine echilibrat cu corpul de iluminat. Iarăși, aceste elemente din natură au fost aduse și cumva au denotă o coloristică foarte caldă, care dau confort acestei încăperi. Așadar, am pus la punct ultimele detalii. Cam asta a fost. Poate că ar mai fi ceva de povestit, însă... Rainfall.